Pe fondul sărăciei tot mai acute în rândul românilor de rând, oamenii au ajuns să își neglijeze propria sănătate, renunțând la unele activități ce ajută să se mențină în formă sau preferând să achiziționeze alimente din ce în ce mai ieftine și de slabă calitate. Din cauza condițiilor economice precare și a crizei costului vieții, românii fac eforturi pentru a economisi bani. Din nefericire pentru ei, unele gesturi pe care le fac le pot pune în pericol sănătatea. Conform datelor studiului, impactul contextului macroeconomic asupra atitudinii românilor privind sănătatea și un stil de viață sănătos, lansat în cadrul campaniei naționale de informare Luna Asigurărilor de Sănătate, situația multor români ar trebui să trezească reale semne de îngrijorare. Analiza reliefează că inflația și-a făcut simțită prezența în foarte multe case. Concret, 77% dintre respondenți au declarat că au simțit sau resimt impactul creșterii prețurilor în unul sau mai multe aspecte ale vieții într-o mare măsură. Grav este că 19% dintre respondenți au afirmat că au renunțat la toate activitățile sportive contra cost și abonamentele fizice în ultimele 3 luni pe fondul scumpirilor agresive. De asemenea, 4% au declarat că intenționează să facă acest lucru în următoarele 3 luni. Analiza mai arată că 10% au renunțat la cel puțin un abonament fitness sau activitate sportivă, tot din aceeași cauză, aceea a prețurilor mari, care pun presiune pe bugete. Efectele acestor decizii se pot reflecta asupra stării de sănătate, fiind deja foarte bine cunoscute efectele sedentarismului și impactul său asupra vieții de calitate, relatează playtech.ro.